Salutare tuturor! Astăzi aș vrea să arăt cum puteți repara o parte de gitară în cazul în care se rupe. De obicei, cordile se rup, mine cel puțin, de aici de jos, de la țumul ruș. Și în cazul în care nu mai aveți cord pe acasă, vă arăt cum puteți să reparați coarda, să puteți cânta în continuare. Hai să vedem! Luăm coarda. Vom trece coarda prin inel, după cum se vede, îndoim coarda, apoi vom înfășura partea îndoită în jurul corzii propriu zise. Sper că se vede bine în imagine. Și vom bobina câteva spire. Așa va avea mai multă stabilitate. Am lăsat în jur de 1,5 cm să pot înfășura. Partea care a fost ruptă, puteți să o lăsați, nu trebuie să o tăiați neapărat. O să vă arăt imediat. Coarda e gata de folosire. Ok. Acum depinde de modelul gitării. Eu am acum un model Stratocaster. Va trebui să trecem coarda prin sistemul tremolo. Toată chestia asta se poate face foarte rapid. După cum se vede bine, coarda e schimbată. A trebuit să funcționeze foarte bine. Mai puteți trage puțin de ea, se va mai lăsa de acolo din spirele pe care le-am făcut. Perfect!